Crăciun în fiecare zi, după o poveste de William Dean Howells. Spune-mi o poveste, îl rugă Amy pe tatăl ei la puțin timp după ziua recunoștinței, o mare sărbătoare americană când se mănâncă în mod tradițional curcan și se primesc daruri. Ei bine, era odată un purceluș... A, ah, nu, 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 îl întrerupse Amy. M-am săturat de povești cu purceluși. Inventează tu alta. Și ce fel de poveste vrea să ascult domnișoară?" O întrebă tatăl ei. De Crăciun," îi răspunse Amy. Abia am sărbătorit ziua recunoștinței în ultima joi din luna noiembrie și se apropie Crăciunul. Așa că spune-mi o poveste frumoasă de Crăciun." Bine, bine, atunci să începem." Iată povestea unei fetițe care voia să fie Crăciun în fiecare zi. Bravo, bravo, spuse Amy, ascult! Era odată un purceluș... De, de ce mă lovește, Se între o întrerupsetată? Pentru că ai spus purceluș în loc de fetiță. Nu-i mare diferență între un purceluș și o fetiță lacomă care vrea să fie Crăciun în fiecare zi. Dar, mă rog, să continuăm. Prin urmare, era o fetiță care îi plăcea atât de mult Crăciunul încât voia să nu se termine niciodată. A doua zi după ziua recunoștinței, ea i-a trimis o scrisoare bătrânei zânea Crăciunului. Dragă zâna Crăciunului, aș vrea să fie Crăciun în fiecare zi. Răspundem, te rog, mulțumesc! Bătrâna zână întârzie să-i răspundă, dar în ajunul Crăciunului, fetița primi în sfârșit o scrisoare. Dragă fetiță, așa cum ți-ai dorit, timp de un an va fi Crăciun în fiecare zi, apoi ne mai gândim. Sărutări, zâna Crăciunului! Fetița se hotărâ să nu sufle o vorbă nimănui despre marele ei secret și sosi ziua de Crăciun. Dimineața, fetița se trezi și găsi înghetuțe dulciuri, portocale și jucării mici, ca de obicei. Apoi, dând fuga în bibliotecă, găsi pe masă cutii de cadouri mari și frumoase. Toată familia era acolo și fiecare își desfăcea cadourile, descoperind cărți, hârtie pentru scrisori, seturi de acoarele, păpuși și, desigur, dulciuri, cum ar fi alviță sau cireșe confiate. În mijlocul camerei trona un minunat brad de Crăciun plin de luminițe. A fost un Crăciun extraordinar pentru fetiță. Mânca atâtea bomboane și dulciuri de dimineață, încât nici nu putu să ia micul dejun și a dormit cu stomacul cam întors pe dos. În timp ce dormea adânc, fu trezită de frații și surorile ei, care cântau și dansau în jurul patului, desfăcând alte cadouri. A venit Crăciunul, e Crăciunul!" strigau ei în culmea veseliei. Vă înșelați!" zise fetița căscând. Crăciunul a fost ieri." Da?" răspunseră copiii. Și de astea ce zici?" îi spuseră ei agitând noile cadouri pe sub nasul ei. Fetița a sărit din pat și de dufuga în bibliotecă. O, oh, se gândia zâna Crăciunului și a ținut promisiunea. În bibliotecă tronau alte cadouri, iar bradul strălucea ca în ajun. Tatăl fetiței se învârtea în loc nedumerit în timp ce frații și surorile ei desfăceau cadourile, iar mama sa repeta într-una ce vom face cu toate astea? Ce vom face noi cu toate astea? Totuși, fetița era încântată și-și petrecu ziua mâncând ca în ajun, și se culcă din nou cu stomacul cam întors pe dos. A doua zi reîncepu Crăciunul, și la fel și în ziua următoare. Astfel că la sfârșitul săptămânii toată lumea era puțin dezorientată. Pe stradă nu se vorbea decât despre asta, iar fetița se simți tare singură cu marele ei secret, dar nu îndrăznea să roage pe zâna Crăciunului să oprească totul dacă s-ar fi supărat așa că lucrurile continuare la fel. A fost Crăciun de bobotează, de lăsata secului și chiar de 1 aprilie. Visul fetiței se transforma în coșmar. Curând nu se mai găseau curcani în toată țara, iar pădurile de brazi fuseseră tăiate pe de întregul. Toată lumea sărăci din cauza că trebuia să cumpere cadouri pentru ceilalți, numai negustorii de jucării și patiseriile se îmbogățiră. Veni și ziua de 4 iulie, ziua națională a Statelor Unite. Copiii americani primeau de obicei pistoale și petarde, dar toate aceste jucării au fost înlocuite de portocale și dulciuri de Crăciun, iar discursurile oficiale deveniră colinde de Crăciun. Toate sărbătorile erau date peste cap. Cadorile nu se mai făceau cu drag, ci se aruncau în grădină, iar oamenii fuseseră nevoiți să construiască șoproane și hangare ca să le depoziteze. Pentru că era foarte tulburată, fetița striga noaptea în somn și toată lumea află până la urmă că era vina ei. Oarecum, era Crăciun în fiecare zi din cauza unei fetițe dornice de cadouri. Așa că în noiembrie, de ziua recunoștinței, toată lumea s-a hotărât să nu mai sărbătorească deloc în acel an și să aștepte zile mai bune. Iar fetița i-a scris zânei Crăciunului să o roage să oprească totul, dar aceasta nu i-a răspuns, în sfârșit, sosi ziua de 24 decembrie. Fetița merse la culcare și când se trezi, nu mai era Crăciun, iar ea înțelesese că nu avea să mai fie niciodată Crăciun. Oamenii erau în culmea bucuriei și se îmbrățișau. Nu mai era niciodată Crăciun, ce sărbătoare! Fetița plecă în căutarea zânei pentru a-i mulțumi că a pus capăt acestui Crăciun interminabil. Dar zâna crezu că din nou dorința ei nu era gândită bine și după ce discutară, căzură de acord să fie Crăciun o singură dată pe an, așa cum este tradiția.